fetele mele frumoase, eu sunt Daria și bine v-am găsit astăzi pe canalul meu cu un nou videoclip. Astăzi facem un videoclip de tip întrebare-răspuns, pentru că săptămâna trecută v-am lăsat pe YouTube cât și pe Instagram să-mi scrieți câteva întrebări la care voi v-ați dori să răspund și asta am făcut. Credeam că îmi trebuie mai multe zile ca să strâng mai multe întrebări, dar totul a fost foarte simplu pentru că voi ați fost foarte drăguțe și mi-ați trimis. Și da, astăzi facem acest videoclip. Să știți că am primit foarte multe întrebări de la voi, le-am citit, dar nu mi-am gândit așa dinainte un răspuns pentru că am vrut să fie totul foarte natural, să am răspunsuri spontane și să iasă un clip destul de drăguț. Hai să începem cu cele de pe YouTube pentru că sunt mai puține. Aparent ați văzut mai mult postare de pe Instagram, ceea ce mă bucură mai mult, știu că mă urmăriți și acolo acum. Și da, hai să începem cu cele de pe YouTube. Într-o zi obișnuită îți place să ieși afară cu make-up mai natural sau mai strident? PS, ești minunată și îți apreciez munca. Mulțumesc foarte, foarte mult! Depinde foarte mult de zi, pentru că dacă îți fac un videoclip pentru voi și fac, de exemplu, un tutorial foarte colorat, ies pe stradă așa, n-am nicio problemă cu asta, consider că putem purta orice machiaj ne dorim, indiferent de momentul zilei. Dar dacă, de exemplu, am o zi obișnuită, ies în oraș, este zi, îmi fac un machiaj destul de simplu, cam ce port astăzi la ochi, eyeliner nelipsit pentru că îmi place foarte mult, mi se pare că mă prinde foarte bine, și un fard maro, merg de principiu pe culori foarte deschise de zi cu zi. Cum ai ales să mergi spre partea asta de beauty? Ei bine, n-am ales eu să merg spre partea asta de beauty. Canalul meu de YouTube n-a fost ceva programat, a fost pur și simplu o idee spontană care mi-a trecut prin cap și pe care am realizat-o, pentru că mie când îmi vine ceva în cap, îl fac și nu mă mai gândesc la consecințe sau la ce va urma. Pur și simplu, îmi place foarte mult zona asta de beauty, îmi place foarte mult să mă machiez și eu, începând cu asta, asta am și postat prima dată. Primul clip a fost destul de detaliat și destulă muncă, dar l-am realizat foarte repede deoarece îmi doream să postez cât mai rapid, să nu mă răzgândesc între timp, pentru că simțeam că asta trebuie să fac în momentul de față. Pe parcurs, dacă mă urmăriți, ați văzut că am trecut și la alte categorii, am făcut și clipuri de mâncare, fac și vlog recent și o să apară în curând și vlog săptămâna aceasta. Sau a apărut, depinde cum postez eu acest video. Dar încerc să trec și la alte categorii, astfel încât să vă placă mult mai mult și să aveți ce culege așa din videoclipurile mele. De la ce vârstă ai început să te machiezi? Ei bine, draga mea, am început să mă machiez de pe la 15-16 ani, machiaj propriu zis cu fond de ten, sprâncenele făcute, un machiaj complet. De pe la 15 ani, da, dar încă nu mă pricepeam atât de bine la asta, eram încă la început. Făceam diferite machiaje pe care le vedeam eu pe Instagram, uitam la tutoriale, munceam acolo ca să-mi iasă totul mult mai bine, pentru că îmi plăcea foarte mult și mă relaxează în continuare acest lucru. Încă mă relaxează să fac asta, îmi place să mă uit la tutoriale, să învăț lucruri noi, dar încă sunt în lucru pe partea aceasta și cred că nu o să se termine niciodată. Cred că pe domeniul acesta cel puțin mereu avem de învățat ceva nou, dar da, am început să mă machiez de pe la vreo 15-16 ani. Care este produsul tău de make-up preferat? Nu știu dacă am un produs de make-up preferat, îmi place foarte mult rimelul și îmi place foarte mult efectul pe care ți-l dă, pentru că eu, de exemplu, și în zilele în care nu vreau un machiaj încărcat, nu vreau să-mi aplic fond de ten, îmi aplic puțin rimel și mă simt mult mai confortabil. Dar dacă ar fi totuși să aleg să mă machiez într-o zi, mi-aș face un machiaj complet, pentru că acela mi se pare incredibil. Care a fost primul tău produs de make-up? Am făcut un tag în care am răspuns la întrebarea aceasta. Primul meu produs de make-up a fost un fond de ten cu care am dat greș, din păcate, pentru că mi-am ales o nuanță prea închisă. Astfel, eu am mai avut, înainte de fondul acela de ten, produse, de exemplu, rimel. Am avut rimel, dar nu mi se pare că se pune ca un prim produs de make-up. Eram destul de micuță când mă dădeam doar cu rimel, așa că, na, nu știu, aleg să spun că primul meu produs de make-up a fost fondul de ten, pe care l-am greșit, a fost un fond de ten de la Pharmacy, Stay Matte sau ceva de genul, se numea, era un fond de ten mat pe care eu l-am luat cu 2-3 nuanțe mai închise, dar am avut grijă să-mi iau o pudră mai deschisă pentru că mintea mea funcționa și tenul se deschidea
la culoare și era totul perfect normal. În fine, făceam greșeli colosale pe vremea aceea, dar nu este nimic, din greșeli înveți, învățăm. Care este brandul tău preferat de make-up? Îmi plac brandurile foarte accesibile, dar totuși cu produse de calitate, astfel încât să nu investești foarte mulți bani, dar să ai un rezultat foarte, foarte bun. Îmi place foarte mult Maybelline și NYX, mi se pare că nu sunt branduri foarte, foarte accesibile, de exemplu ca și Essence sau ca și Catrice. Se învârt pe la zona de 50-100 de lei produsele lor și mi se pare că chiar sunt foarte calitative, machiajul este mult mai rezistent, dar v-am spus, sunt și produse mai ieftine. Am și produse Essence care funcționează de minune și Catrice, de asemenea fondul etern de la Catrice este uimitor și o să-l recumpăr atunci când o să se termine, pentru că încă sunt la prima sticluță, încă mă minunez de fiecare dată când îl aplic pe față, mi se pare absolut uimitor. Tu urmărești alți YouTuber și dacă da, pe cine? Pe Seești Dulce. Mulțumesc mult, mult de tot! Ei bine, da, urmăresc alți YouTuberi, nu vă închipuiți că dacă eu fac YouTube nu mă mai uit și la altcineva, pentru că și eu aveam impresia asta la început, nu-mi imaginam un YouTuber care să se uite la alt YouTuber, nu știu de ce, când eram mai micu să aveam senzația aceasta sau concepția aceasta, în fine. Mă uit la alți YouTuber, îmi place foarte mult Andreea Balaban. Cu siguranță o știți, este uimitoare pe zona aceasta de fashion, face mai puțin pe zona de beauty, dar este absolut minunată femeia aceea, mi se pare atât de creativă și ideile ei sunt absolut ieșite din comun. Intrați puțin pe Instagram-ul ei și o să vedeți ce spun, îmi plac foarte mult pozele ei de pe Instagram și încerc să mă inspir de fiecare dată de la ea pentru că am de la cine. O mai urmăresc pe Anca Mădălina tot aici pe YouTube, pe Andreea Pletoianu, pe Denisa Sima, îmi plac foarte mult, pe Denisa Sima o urmăresc încă de 3 ani sau ceva de genul, cu ea am învățat și eu să mă machiez, face niște tutoriale foarte, foarte explicite, dacă sunteți la început, urmăriți-o pentru că chiar o să înțelegeți foarte bine de la ea și chiar are multe videoclipuri pe tema aceasta. Urmăresc multe persoane aici pe YouTube, dar nu frecvent. Acestea sunt fetele pe care eu le urmăresc în mod constant, aștept să posteze câte un vlog ca să mă mai inspir și eu de la ele și ca să mai văd cum editează, mai ales de când fac YouTube am văzut că sunt mult mai atentă la zona aceasta de detalii de edit. Mi se pare că fiecare detaliu contează și încerc să mai fur și eu așa de la ele și să mai învăț. Crezi că există vreo vârstă de la care poți începe să te machiezi? Sinceră să fiu, eu nu recomand machiajul de la vârste foarte fragede. Mi se pare că nici nu știi atât de bine atunci cu ce să mănâncă, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci. Și, nu știu, pur și simplu cred că vârsta de 15 ani este ideală să încep cu ceva ușor și să înveți pe parcurs. Totuși, dacă sunteți pasionate de asta și sunteți mai micuțe, aș recomanda să începeți cu ceva foarte, foarte ușor. Nu treceți la fond de ten pentru că tenul vostru oricum este impecabil și nu vă trebuie acoperire, mai ales uniformizare să nu mai zic. Deci începeți cu ceva foarte simplu, cu o paletuță mică de culori, cu un rimel, poate cu un ruj. Ce mă bucur că faci un astfel de clip și mă bucur că poți fi una dintre persoanele care îți pot adresa o întrebare. Poți să faci asta oricând și puteți să faceți asta oricând, pentru că eu vă răspund mereu cu drag în secțiunea de comentarii, cât și pe Instagram-ul meu, atunci când aveți nevoie de un sfat sau, nu știu, mi-au scris multe fete care nu știau să-și aleagă nuanța fondului de ten. Cu asta nu prea vă pot ajuta, dar vă pot da ocazionale sfaturi. Și nu știu, o să vedem ce putem face atunci când îmi scrieți și când mă întrebați diverse lucruri, dar eu să vii sigure că vă răspund și că sunt acolo să vă ajut. Care este paleta ta de farduri preferată din toată colecția ta și de ce? Cred că, uite, o paletă care este destul de veche în colecția mea, cea de la Makeup Revolution, din gama lor Soft X. Aceea este paleta începuturilor mele, cu aceea m-am jucat cel mai mult și consider că are culori din toate zonele. Are și culori de nude, naturale, culori de maro mai intense, are și un negru pe acolo, are și multe nuanțe colorate cu care poți să-ți creezi machiaje super de vară și super de sezonul acesta. Dar mi se pare de asemenea și foarte pigmentată. Fardurile rezistă super bine, este undeva la 70 de lei. Eu am luat-o de pe Elefant la o promoție, dar o puteți găsi pe Pink Panda, știu. Și este o paletă care chiar cred că se potrivește persoanelor care sunt la început, dar nu numai. Cred că vă puteți juca cu ea și puteți să o testați chiar dacă sunteți puțin mai avansate în ale machiajului.
O să trec la întrebările de pe Instagram și hai să vedem, pentru că sunt foarte, foarte multe întrebări. Hai să începem cu prima. La ce vârstă ți-ai descoperit pasiunea pentru machiaj? Pasiunea pentru machiaj cred că mi-am descoperit-o anul trecut, când am devenit mai pricepută în asta, când am lucrat foarte mult. Vara trecută știu că a fost vara încercărilor mele. Mi-am făcut un cont de Instagram numai pentru treaba aceasta. Din nou, a fost foarte spontană ideea. Nu vă imaginați că am stat să o gândesc foarte mult. A fost foarte spontană, mi-am făcut câteva machiaje, le-am postat acolo, am primit foarte multe păreri bune și cred că am avut noroc, pentru că oamenii au fost foarte încântați și mi-au scris foarte mult că le place super mult ceea ce fac. Altfel, cred că aș fi fost destul de descurajată și n-aș fi mai continuat cu atâta pasiune. Eu știam că îmi place să mă machiez mai de micuță fiind, adică acum 3-4 ani, nu pot să zic că foarte mică pentru că nu sunt această vârstnică, dar ok. Știam că îmi place să mă machiez, că îmi place să mă joc cu anumite culori, că îmi place să fiu îndrăzneață, să mă joc cu negru, cu maro mai închis. Îmi plăcea chestia asta, dar pasiunea cred că mi-am descoperit-o de anul trecut. Am învățat să am răbdare cu micile detalii care chiar contează. Am învățat să blendesc foarte bine culorile, pentru că la asta eram cam praf. Iarăși nici cu canalul acesta de YouTube n-am fost foarte sigură de ceea ce fac. Am avut norocul că am primit reacții foarte, foarte bune și cele rele nu le-am auzit, sau cel puțin nu știu eu că au fost, și știți și voi, ce nu știi nu te doare. Am primit reacții foarte bune pentru că eu nici n-am stat să o gândesc. N-am stat să-mi acumulez capul cu gânduri foarte negative, ce o să spună lumea, ce o să fac, ce o să vă arăt. Nu, pur și simplu a devenit totul foarte natural pentru mine. Făceam videoclipuri când puteam și acum fac același lucru. Nu v-am promis niciodată că o să postez în anumite zile, pentru că eu pur și simplu fac totul foarte natural. Dacă într-o zi nu am chef să filmez, nu simt că vreau să vă arăt ceva, nu am eu dispoziția potrivită astfel încât să vin cu un vibe super pozitiv aici la voi, pentru că știu că chestia asta contează, nu filmez. Și știu că au mai trecut zile în care n-am filmat deloc, poate săptămâni, poate, nu știu, au trecut 2 săptămâni și n-am filmat nimic. Asta la început, când aveam mai puțin timp liber. Dar nu regret nimic, pentru că poate n-am avut dispoziția potrivită să o fac. Locuiești cu părinții tăi? Da, locuiesc cu părinții mei, pentru că am 18 ani, încă n-am plecat la facultate și probabil că anul viitor, pe vremea aceasta, Doamne ajută să fie totul ok și să se termină cu toată nebunia aceasta, o să fie alt răspuns din partea mea, dar deocamdată da, și sunt foarte comod cu asta, nici nu vreau altceva și nici nu-mi doresc altceva. Maria mă întreabă care este paleta mea preferată. Am văzut că mi-ai dat mai multe întrebări și o să răspund la ele. Paleta preferată v-am spus care este, Soft X Makeup Revolution. Aceea este paleta completă din punctul meu de vedere. Nuanțe de fate, nuanțe deschise, nuanțe de nude, nuanțe de maro, nuanțe colorate. Vă puteți face de cap cu ea, plus că are foarte multe culori la un preț foarte accesibil. Ce pensule recomanzi? Această întrebare o primesc cam în fiecare tutorial al meu de make-up, pentru că n-am menționat niciodată pensulele cu care mă machiez, pentru că nu mi se pare relevant. Consider că unele pensule se potrivesc chiar dacă nu sunt făcute pentru lucruri care au fost făcute. Și da, hai să răspund la întrebare și să nu o mai lungesc. Folosesc un set de pensule, cel mai des folosesc un set de pensule de la Love Diva, un site de pe internet, de la care mi-am comandat pensule acum un an, fără să am vreo idee sau vreo părere de la absolut nimeni. Pur și simplu am văzut setul, mi-a plăcut, a fost la un preț destul de ok, am dat 100 și ceva pe ele, având în vedere că sunt o groază de pensule pe care încă nu le folosesc pe unele. Și ceea ce îmi place cel mai mult la ele este că încă, după un an de zile de când le folosesc și le spăl în continuu la săptămână, nu le cad perii absolut deloc, încă arată, pot să spun, ca la început, și îmi place foarte, foarte mult acest set de pensule. O să vă pun o poză sau ceva pe aici, pe undeva. Știu că pe Love Diva nu mai este acest set de pensule propriu zis, dar au seturi asemănătoare și vă sfătuiesc să încercați unul dacă sunteți la început, pentru că chiar sunt pensule foarte ok și foarte de calitate pentru prețul lor. Ce vrei să faci pe viitor referitor la carieră, loc de muncă, familie? Ceea ce știu sigur că vreau să fac este să fac YouTube. Îmi place foarte, foarte mult să fac asta și îmi place să mă așez aici, pur și simplu și când am o zi mai proastă. Știu că trebuie să filmez, mă așez aici, încep cu un bună, fetele mele frumoase, și totul este rezolvat, ziua mea este mai bună.
Pe plan de carieră, cum ai întrebat, sunt în clasa, trec în clasa a 12-a, am bacul anul viitor. Sper să rămân la fel de productivă pe YouTube cum sunt acum, deși știm cu toții că acest lucru nu o să se întâmple și că nu o să am atât de mult timp, dar cu siguranță că o să-mi fac timp și pentru asta. Dar vreau să dau la facultatea de psihologie, am visul ăsta încă din clasa a 8-a, am visul ăsta cu psihologia sau chiar mai devreme de atât. Și mi s-au mai schimbat percepțiile de-a lungul timpului, au mai apărut alte facultăți în mintea mea, dar mereu cumva m-am întors la aceasta și cred că la aceasta o să rămân. Știu că nu mai am mult timp de gândire, având în vedere că la facultatea de psihologie e și examen, dar cred că pe asta o să mă bazez mai mult. Poate că o să vină și alte variante, dar nu știu ce să zic, o să vedem în viitor, nu prea îmi place să mă gândesc la viitor, îmi place mai mult să mă bazez pe prezent. Ai iubit? Ei bine, da, am de 2 ani și ceva, și chiar că dacă am deschis acest subiect, vreau să-mi scrieți în comentarii dacă vreți clipuri cu el, că poate o să-l conving. Până acum n-am prea reușit, dar cu siguranță că o să fie clipuri, pentru că vreau să fiu cât mai deschisă cu voi. Care e cântăreața, cântărețul preferat? Nu sunt chiar așa complicată la acest capitol. Ascult muzică foarte des, dar muzica care îmi place. Nu o aleg după un anumit cântăreț sau cântăreață, pur și simplu ascult ce îmi place. Magazinul preferat. Ei bine, aici nu știu dacă te referi la magazinul de beauty, la magazine de cosmetice, de machiaje sau la magazine de haine. O să vă spun câteva din toate domeniile ca să fiu sigură că răspund la întrebare corect. Magazinul meu preferat de beauty, care să fie? Cred că Notino, pentru că pe Notino de obicei găsești produse de pe la toate brandurile. De exemplu, găsești și de la NYX și produse mai ieftine și produse mai scumpe. Îmi place foarte mult și Makeup Shop, pentru că acolo nu găsești pe alte site ce găsești la ei. De exemplu, produsele Boys & Berries, care sunt foarte bune și care mie îmi plac foarte, foarte mult, nu le găsești pe alte site-uri, le găsești numai la ei și de aceea îi super apreciez pentru munca lor. Și da, cred că cam acestea sunt magazinele mele preferate de produse cosmetice. Ca și magazin preferat de haine, cred că majoritatea produselor le am de pe Bershka sau H&M. Acum că fac YouTube și că subiectul ăsta cu Sinsay, care este un magazin de haine foarte accesibil, este foarte popular și pentru că voi îmi cereți astfel de videoclipuri, îmi cumpăr haine și de acolo destul de des ca să vin la voi cu un unboxing, cu un haul. Nu au modele atât de variate și nu sunt la curent cu tot ce-i nou, dar au haine destul de bune, având în vedere prețul lor, mai ales dacă găsiți promoții la ei, care sunt cam tot timpul. Sunt absolut fenomenale hainele și de-aia încerc să vin la voi cu diferite videoclipuri despre acest magazin. O să mai faci vloguri cu produse de make-up, apropo te susțin și te apreciez. Mulțumesc foarte, foarte mult! Apreciez orice încurajare pe care mi-o dați, pur și simplu îmi dă așa un imbolț să fac lucrurile mai bine și mai frumos pentru voi. Îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru întrebare, cât și pentru încurajare. O să mai fac vloguri de make-up pentru că asta este baza canalului meu de YouTube. Vlogurile de make-up, vlogurile în care testez produse, vlogurile în care vin la voi cu diferite recomandări. O să mai fac și cu siguranță o să mai vedeți. Aceste vloguri sunt predominant pe canalul meu, deci nu o să mă las niciodată de așa ceva. Care este produsul favorit de make-up? Îți mulțumesc foarte mult, Roxana, pentru întrebare. Produsul favorit de make-up, am mai răspuns de-a lungul videoclipului, este rimelul. Sau cel puțin, mi se pare că face cea mai mare diferență. Ești la facultate? Nu sunt la facultate, trec în clasa a 12-a. Mâncarea preferată? Nu știu dacă am o mâncare preferată, nu sunt atât de dificilă la acest capitol, dar îmi plac foarte mult pastele. Cartea preferată? Cartea mea preferată, și o să răspund în avans și la întrebarea următoare, filmul preferat. Cartea preferată este legată de filmul preferat, deoarece filmul preferat este o ecranizare a cărții preferate. Are sens ce zic? Ei bine, îmi place foarte mult Sub aceea stea. Este cartea mea preferată, am citit-o de 2-3 ori și filmul am văzut de peste 5 ori. Eu nu prea citesc cărți de dragoste, dar aceasta este singura care îmi place, pot să zic cu adevărat. Astfel, mai am cărți care îmi plac, de exemplu, cele de la Paula Hawking. Îmi place foarte mult În ape adânci și Fata din tren, cărțile mele preferate de la ea. Și da,
La ce vârstă ai început prima dată să te machiezi? Am mai răspuns la întrebarea aceasta la 16 ani. Cred că am început ca lumea să mă machiez atunci. Cum ai descoperit această pasiune? Nu știu dacă am descoperit-o eu pe ea sau ea pe mine. Pur și simplu, cu timpul când am început să văd că îmi place să fac asta și că mă relaxează și că îmi creează plăcere și că mă simt mult mai bine și îmi dă o încredere mult mai mare în mine, am început să fac mai des și am transformat-o în pasiune, astfel încât acum fac asta și sper să vă placă și vouă ceea ce fac în continuare. Și ultima întrebare, dar din punctul meu de vedere cea mai frumoasă la care am răspuns astăzi și îți mulțumesc foarte mult pentru ea și pentru toate întrebările pe care mi le-ai adresat. Ce te face cel mai mult să zâmbești? Este un subiect și o întrebare la care pot avea foarte multe răspunsuri. Zâmbesc cel mai des atunci când primesc comentarii pozitive de la voi. Văd că munca mea este apreciată și că merită să fac asta în continuare. Zâmbesc când mi se întâmplă ceva frumos, nu știu, când am parte de o surpriză, când pur și simplu ziua merge foarte nasol și pur și simplu apare ceva care îmi schimbă total toată ziua. Cel mai des se întâmplă cu comentariile de la voi acest lucru, de aceea tot pun accent pe partea aceasta. Pur și simplu se întâmplă să am zile foarte proaste în care totul nu merge bine, absolut nimic. Și să primesc un comentariu foarte drăguț de la persoane pe care nu le cunosc, cu care n-am nicio treabă, pentru că eu nu vă văd pe voi, dar voi vă uitați la mine și pur și simplu voi mă cunoașteți mai mult decât vă cunosc eu pe voi, asta e cert. Și pur și simplu să văd un comentariu de bine de la o persoană pe care nu o cunosc și să mă întreb ce am făcut ca să primesc comentarii de genul e cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat pur și simplu până acum. Zâmbesc și îmi dă o stare de bine atunci când văd persoane care au ascultat de sfaturile mele și când văd că îmi scrie și îmi spuneți că hei, am cumpărat și eu produsul respectiv și funcționează foarte bine, îmi place foarte mult și mulțumiți, pur și simplu, nu știu, este cel mai frumos sentiment, după cum v-am spus și înainte. Dar de obicei zâmbesc din lucrurile foarte, foarte mici, apreciez gesturile mărunte și cred că asta ar trebui să faceți în continuare și voi, pentru că ar trebui să rămâneți pe partea aceea de a aprecia fiecare gest, oricât de mic ar fi, și să vă bucure efectiv că e soare afară. Nu știu, în ultimele zile eu sunt în extaz pentru că nu mai plouă și chiar dacă mă topesc în momentul acesta de cald, este foarte însorit afară. Știu că pot să filmez liniștită pentru că nu se aude ploaia pe fundal, știu că am lumină bună și da, cumva totul se leagă de filmat, după cum v-am spus în răspunsul acesta. Ei bine, cam acestea au fost întrebările. Eu sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut extrem de mult să vorbesc la ele. Cred că mi-a luat ceva să răspund la ele, dar ultima oră, jumătate de oră, nici nu știu cât e ceasul și la când m-am apucat, a fost foarte, foarte bună și pur și simplu m-a umplut așa de energie pozitivă și sunt gata să fac niște poze pentru Instagram ca să le postez și să le vedeți acolo. Deci, urmăriți-mă și pe Instagram dacă încă nu o faceți. Este în descriere, apăsați pe linkul acela și vă duce direct la pagina mea de Instagram. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să îmi arătați și să-mi dați un like ca să văd și eu că îmi apreciați munca, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru că numai așa puteți fi la curent cu noile mele postări. Eu am fost Daria, iar noi ne revedem data viitoare la un nou clip. V-am pupat și vă îmbrățișez cu mare, mare drag!